În numele covid -ului. Am tras mult cu pandemia asta și, din păcate, sfârșitul ei nu pare foarte apropiat. N-am uitat încă incendiile care au pustit trupurile unor oameni ca noi și mințile celor care i-au îndrăgit. Acum numărăm morții, sufocați la Victor Babes și ne uităm prostiți cum sunt evacuați bolnavi de la Foișor, noaptea, cu și retenie și nepăsare. Anul trecut, când s-a decretat starea de urgență, am avut cu toții un șoc. Brusc, nimic nu mai era cum a fost. Frica de boală, de moarte, începea să macine încrederea în noi. E greu de uitat izoleta și rolul ei în inducerea groazei. Nu are rost să insist asupra epopeei noastre de atunci încoace, știm cu toții ce-am pățit și ce prostii ne-au fost băgate pe gât. Și mai știm, de fapt bănuim, cât am fost dejefuiți. E ceva însă care mă macină. În tot timpul ăsta, singura boală care a fost recunoscută de autorități a fost covid -ul. Spitalele și clinicile care tratau alte patologii și-au închis porțile, dar le-au deschis larg pentru nenorocitul ăsta de virus. Oamenii au murit cu zile și continuă să moară, pentru că li s-a refuzat dreptul la viață, culmea, în numele covid -ului. Pentru a-i salva pe unii sunt sacrificați alții. N-avem suficiente paturi teinii, se spune. Timp de un an au dormit pe ei și n-au reușit mare lucru pe tema asta. Acum sunt disperați pentru că cei care ar muri din lipsa îngrijirii în ATI ar fi victimele lor directe. Suferinții de alte boli au fost ținta perfectă. Odată că nu aveau cum reacționa de teama contrareacției opiniei majoritare insensibile și egoiste, a doua, că autoritățile justificau prin iminența dezastrului măsurile care să acopere impotența sporirii capacității ATI. O crimă perfectă. Alta.